Vaccinul anticovid a divizat părerile sucevenilor. Unii sunt sceptici, iar alții sunt întru totul de acord. O parte consideră că umanitatea are nevoie de acest vaccin și că pentru normalitate este nevoie de el, iar alții susțin că nu au informații veridice și suficiente ce țin de acest subiect și că vaccinul nu a fost testat suficient. Bună ziua, puteți să ne spuneți ce părere aveți de acest vaccin anticovid? Da, e foarte ok. Deci aveți o părere bună, dumneavoastră îl veți face? Da. Îi îndemnați și pe ceilalți suceveni să facă același lucru? Acum fiecare după concepția lui, dar eu de părere că da, trebuie făcut pentru că te imunizează, pur și simplu, na. Nu-l faci, ai șanse să... Spuneți-ne, vă rog, ce părere aveți despre vaccinul anticovid? Dar nu prea cred într-așa ceva. De ce? Eu știu, crăceala asta a fost, știți dumneavoastră. Să ne spuneți ce părere aveți despre vaccinul anticovid. Da, mi se pare un vaccin super folositor, pentru că în felul acesta am ajutat omenirea și am putea reveni la viața normală. Dumneavoastră îl veți face? Da, sigur. Îl vedeți ca un stop al tuturor, al problemei pandemice, de fapt, din ziua de astăzi? Nu cred că va opri în totalitate pandemia, dar consider că va ajuta mult. Deci n-ar fi o părere foarte bună, pentru că, cum a fost și până acum, poate să fie și în continuare tot așa. Ce le spuneți sucevenilor? Le recomandați să facă vaccinul sau aveți... Recomandarea aș fi să nu facă. Le recomand la toți sucevenii să facă vaccinul. Cred că este bun și așa putem scăpa de pandemie. Dumneavoastră ce părere aveți? Eu nu-l fac, nu l-am făcut, n-am să-l fac. E bine să facă, cine vrea să-l facă, dar să nu fie lege obligatorie, să fim obligați să fim vaccinați, că nu sunt de acord. Dumneavoastră de ce nu sunteți de acord? Aveți dubii în privința lui sau? Da, exact. N-are vechime, nu se știe ce se întâmplă peste un an, peste doi, peste trei. Ai bine că poate eu nu ajung până la vârsta aceea, dar sunt alții mai tineri care poate să ajungă. Puteți să ne spuneți ce părere aveți cu privire la vaccinul anticovid? Cred că este totuși necesar pentru a opri pandemia și dacă o să am posibilitatea, o să mă vaccinez. Recomand și colegilor tăi care sunt de aceeași vârstă cu tine? Să fie cât mai preventiv și probabil să facă și ei vaccinul, dacă consideră. Este o alegere, până la urmă. Mulțumesc tare mult! Eu sunt de acord cu ea. Ești de acord? Da. Adică tu îl vei face? Da. Ce le recomand și celorlalți? Dacă au posibilitatea să-l facă, pentru că este util și foarte benefic. Părerea dumneavoastră despre vaccinul anticovid? Deocamdată nu știu nicio părere, că nu este sigur și nu dau declarații concrete și așa. Ba e așa, ba nu e așa. Și n-am de unde să știu care este părerea și care este concret ce este. Dacă o fi, face toată lumea, o face și eu, că asta este. Dar în rest, nu știu, nu am nicio părere deocamdată. Eu stau în casă, sunt singură și nu ies pe stradă și de asta nu am nicio părere. Ce spun la televizor, totuși nu este concret. Nu știu ce părere să vă dau.